acum pentru Ivanovski, o dată de Camora. Și iată, Ivanovski recuperează la marginea careului. Și faul dictat de Ișvan Kovac. Cred că vom vedea un cartonaș roșu. Așa este. A fost tras de tricou acolo Mirko Ivanovski. Scăpat singur spre poarta lui Silviu Lung Junior. Da, și Ben Youssef vede cartonașul roșu. El a greșit, el l-a faultat din spate pe Mirko Ivanovski. Însă dați-mi voie să spun că, din punctul meu de vedere, este o decizie eronată a lui...